Vă salut, dragi prieteni, pe contul meu de Facebook, Cătălin Oțene, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici live pe Facebook. De această dată, dragi prieteni, ne aflăm din nou la Drobeta, Turnul Severin și mai cu seamă la frumoasa cetate medievală. Alături de mine se află Delia Râmnicianu, manager Palatul Culturii Teodor Costescu, care îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația mea și că de această dată, iată, ne vedem aici într-un mediu atât de frumos, plin de cultură, plin de istorie, așa cum este, bineînțeles, Drobeta, Turnul Severin, care este un oraș minunat, nu că e orașul copilăriei mele, dar este într-adevăr un oraș foarte, foarte frumos. Și dacă vă aduceți aminte, în 2020, în live-urile de pe Facebook, spuneam că mi-aș dori foarte mult ca acest oraș să devină un oraș mult mai turistic, pentru că are și de ce. Iată că astăzi văd din ce în ce mai mult, și aici să știți că pe la cetate am văzut foarte mulți oameni care vin aici la cetatea medievală din Drobeta, Turnul Severin. Delia, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea și că ne aflăm aici. Îți mulțumesc foarte mult pentru felul tău de a promova orașul Drobeta, Turnul Severin. Și, în primul rând, așa să le spun tuturor de ce managerul Palatului Culturii este la cetatea medievală. Pentru că acest obiectiv turistic, un monument istoric de categoria A pe lista monumentelor istorice realizate de Ministerul Culturii, cetatea medievală a Severinului se află în proprietatea primăriei Drobeta, Turnul Severin și a Consiliului Local al municipiului Drobeta, Turnul Severin și în administrarea Palatului Culturii Teodor Costescu. Noi, cei de la Palatul Culturii Teodor Costescu, și spun noi, pentru că în această instituție de cultură funcționează foarte bine o întreagă echipă care muncește foarte mult zi de zi și care își pune în practică partea aceasta intelectuală pe de-o parte, dar și partea creativă, spirituală, pentru ca implementarea proiectelor culturale să fie de bun augur pentru beneficiarii culturali, pentru vizitatori, pentru spectatori sau pentru cei care efectiv reprezintă actanții culturii în municipiul Drobeta, Turnul Severin. Cetatea medievală a Severinului este un punct forte pentru instituția noastră de cultură, dar și pentru orașul Drobeta, Turnul Severin. Am procedat la a adopta un marketing cultural mixt, să spunem așa, prin care am făcut reclamă, ca să zicem, direct, în mai multe sectoare. De exemplu, în școlile din sud-vestul țării am efectuat infodays-uri, am prezentat inclusiv stradal povestea cetății medievale. Avem parteneriate cu inspectoratele școlare și cu unitățile de învățământ, iar în cele două săptămâni, săptămâna Altfel și săptămâna Verde, foarte multe grupuri de elevi ne-au vizitat cetatea din întreaga țară, pot să spun, din sud-vest, dar chiar și din mijlocul țării, de exemplu din Oradea, de la Alba Iulia. I-am întrebat unde au auzit prima dată de noi. Cei din Ardeal spuneau că ne-au văzut pentru prima dată în topul celor 9 castele și cetăți realizat de Google România pentru cele mai vizitate obiective turistice. Să știți că și în acest moment eu văd că sunt pe aici, sunt foarte mulți oameni care se vizitează în acest moment cetatea și este foarte, foarte frumos lucrul ăsta. Să mai spun ceva de ele, eu am observat că nu sunt doar din România, am văzut și străini. Am auzit de foarte multe ori venind pe aici, pentru că vin foarte des, limbi străine, adică oameni care vorbesc în limbi străine și se află pe aici, pe la cetate sau prin preajma cetății, ceea ce iarăși e un lucru foarte, foarte bun. Deci nu doar din România au vizitat cetatea, tot mai mult din oameni din afara țării. Noi avem registre de vizitatori pe care referenții culturali și ghizii le întocmesc zilnic. În acest registru mai știm foarte clar cine ne vizitează cetatea. Au modul lor frumos de a comunica, de a interacționa cu vizitatorii, mai ales cu organizatorii de excursii, fie că sunt organizatori de excursii pentru elevi sau pentru pensionari sau alte categorii de persoane. Ei au obligația, conform fișei de post, să interacționeze frumos și să adreseze anumite întrebări care să ne ofere nouă posibilitatea să facem o analiză statistică și să luăm anumite decizii pentru promovarea cetății, dar și pentru implementarea și dezvoltarea unor proiecte culturale legate de acest obiectiv turistic. Și nu numai, același lucru se întâmplă și la Castelul de Apă din Drobeta, Turnul Severin,
de altfel monument istoric administrat tot de Palatul Culturii Teodor Costescu. Noi știm foarte clar din ce zone ale țării vin vizitatorii și de peste hotare, cu preponderență vin din Serbia, din Ungaria, Germania, Italia. Acestea sunt țările din care vin vizitatorii de peste graniță. Bineînțeles că sunt și în alte țări, dar într-un număr mai mic, dar din aceste țări vin foarte mulți. Din țară, chiar și de la Iași, vin Mitropolitul Severin, și nu vin doar pentru cetatea medievală, vin pentru a vedea întreaga zonă. Foarte mulți dintre ei se cazează la Urșova sau în Crisura Dunării. Unii au început să se îndrepte și către nordul Mehedințului și cetatea medievală a Severinului pot spune că este un obiectiv important. De altfel, noi am obținut anul trecut, în 2023, recenzia de aur din partea Google. O recenzie care ne-a clasat în topul celor 9 cetăți și castele și care ne-a fost acordată pentru cel mai vizitat obiectiv turistic din Oltenia și pentru cele mai multe recenzii favorabile despre acest obiectiv. Practic, peste 4.000 de oameni s-au oprit puțin din timpul lor și pe pagina Google, Cetatea Medievală a Severinului, au scris câte o recenzie. Peste 4.000 sunt favorabile și atunci înseamnă că echipa cetății medievale, echipa Palatului Culturii Teodor Costescu face lucruri frumoase, înseamnă că oamenii de aici își fac datoria în fiecare zi și că avem menirea de a veni în întâmpinarea vizitatorilor cu noi și noi proiecte. Felicitări tuturor, bravo, și îmi place foarte mult lucrul ăsta și trebuie să spun, Delia, că de fiecare dată când am făcut un interviu apreciez lucrul ăsta foarte mult, enorm la oameni. Ai vorbit întotdeauna de echipă, ai vorbit întotdeauna de oamenii alături de care lucrez eu. Eu cred că un manager bun știe foarte bine să-și apropie echipa, să lucreze în echipă și să-și promoveze echipa așa cum tu faci, ceea ce jos pălăie. Managerul are rolul său de a administra și are un lucru care reprezintă chintesența, are viziune managerială. Dincolo de acest aspect, oamenii care lucrează efectiv într-o echipă sunt extrem de importanți. Noi funcționăm pe o organigramă foarte bine gândită din 2023 încoace și fiecare știe ce are de făcut. Mă bucur că cei mai mulți dintre ei lucrează zi de zi cu pasiune și că lucrul acesta se vede. De altfel, am vizat și pe profesionalizarea personalului acestor două obiective și personalului întregii instituții. De exemplu, la biroul de promovare, colega noastră Bogdan a avut parte recent de un curs de marketing cultural organizat de Institutul Național de Formare Profesională în Cultură. Colegul nostru Alex, care este ghid la cetate, a fost beneficiarul unor cursuri finanțate prin PNRR și organizate de cetatea Râșnov, unde s-au întâlnit mai mulți animatori culturali și ghizi din întreaga țară. Acolo au învățat lucruri foarte frumoase, iar s-a venit cu idei bune, frumoase, pe care le luăm în calcul în perioada următoare. Și de aici înainte mai sunt și alți colegi care sunt programați să participe la diferite cursuri care să le oferă posibilitatea de a se perfecționa. Ne ajută foarte mult acest aspect, de aceea, exact cum spuneai și tu, membrii unei echipe sunt extrem de importanți. La un moment dat este cu adevărat manager cel care reușește să plece o săptămână și oamenii din subordinea sa să funcționeze fără probleme, fără sincope. Atunci ești cu adevărat manager într-o instituție, că lucrurile sunt conectate și sunt perfect funcționale. Pentru că așa reușești să aduci instituția acolo unde merită să fie din punct de vedere organizatoric și administrativ. Așa. Partea și meritul pe care îl are un manager sau un administrator rămâne la viziune, la monitorizare, la delegarea competențelor, a sarcinilor și evident la analiza feedback-ului. Este extrem de important ca manager să faci anumite analize în baza unor statistici pe care ți le obții din munca echipei. Îi salutăm pe toți cei care îmi numesc în acest moment: Maria Valeria Mitrache, Răzvan Roșoga, Meri Holeac, Iana Steană, Raluca Ușurelu, Iacob Eduard Florin, Gabriel Doru Aldescu, Ioane Întătucu ne spune: un manager devotat care pune pasiune și profesionalism în ceea ce face,
Așa este și apropo de lucrul ăsta, Delia, vorbeai de promovarea și pregătirea colegilor tăi, dar știu că și tu, de altfel, de fiecare dată ești, lucrezi la formarea ta profesională, mergi la tot felul de cursuri foarte, foarte interesante și foarte frumoase și s-a întâmplat acum câteva luni recent să, chiar și la București, să fie apreciată și să fie apreciată instituția cultură pe care o conduci și cred că asta spune foarte mult. Este important să ne profesionalizăm și eu am beneficiat anul trecut de cursul de manager cultural. Nu este să fii manager cu totul altă, este să mergi exact acolo în domeniul tău și să ai parte de profesionalizare. Am participat și la conferința națională a managerilor culturali, unde m-am conectat cu foarte mulți colegi din țară și acest lucru se regăsește cumva într-un mod bun, să zicem, în privința colaborărilor. În felul acesta reușim să fim și noi parteneri sateliți în evenimente chiar internaționale și vei vedea și tu și toți prietenii tăi virtuali și toți beneficiarii și oamenii de Obetatron Severin că vom avea un parteneriat extrem de important pentru instituția Palatul Culturii Teodor Costescu vis-a-vis de un eveniment internațional și îl vom face public așa ca o surpriză la momentul respectiv. Deci până acum nu încerc ca jurnalist dacă poți să dai așa o exclusivitate, puțin măcar așa. Da. Eu încerc acum dacă pot să știu cum sunt lucrurile astea. Spui încerc, pentru că ghinionul tău din acest moment este că eu am fost 20 de ani jurnalist și atunci și pentru mine este mai greu să descoși, pentru că ceea ce faci tu acum am făcut eu multă vreme și mi-a mers și știu ce trebuie să nu faci ca să nu meargă celuilalt. De altfel, experiența mea în mass media mă ajută foarte mult în promovarea acestei instituții, în promovarea celor două monumente istorice, cetatea care se vizitează, că și Palatul este monument istoric, de altfel facem 100 de ani anul acesta, dar Palatul Culturii nu se vizitează. Deschidem porțile în situația în care avem anumite solicitări pentru delegații oficiale sau nu, pentru oameni care vin cu anumite proiecte, dar cele două obiective turistice sunt Castelul de Apă și Cetatea Medievală a Severinului, care aparțin primăriei și le administrează Palatul Culturii. Vreau să spun că promovarea aceasta ne ajută foarte mult. Noi am mers pe diferite canale. Și chiar la cursul, să știi că ne-au învățat, mergeți și pe influenceri, mergeți pe spațiul virtual, pe zona de internet, da. Mergeți și direct pe campanie, de exemplu, door-to-door. Avem recent semnat, săptămâna trecută, un parteneriat cu grupul de acțiune locală din Clisura Dunării. În felul acesta ne facilitează accesul în pensiunile din Clisura Dunării pentru a transmite acolo materiale informative despre cetatea medievală și Castelul de Apă și despre orașul Drobeta Turnu Severin, pentru ca turiștii care vin în acea zonă să știe că aici există obiective importante pe care merită să le viziteze. Anul trecut, dacă îmi permiți, noi am avut peste 30.000 de vizitatori ai cetății medievale, cu tot cu beneficiarii Festivalului Medieval, ceea ce înseamnă o cifră importantă, ne dă curaj să mergem în fața Consiliului Local și în fața Primăriei Drobeta Turnu Severin pentru a le spune povestea cetății, pentru a... Se văd turiști pe acolo, cei care sunteți, se văd pe aici pe Jean și Viară și un lucru foarte, foarte bun. Deci în timp ce noi vorbim, să știți că am văzut de cam într-una se vizitează. Da, lucrul acesta este foarte ușor de verificat în registrele noastre. În registrele noastre există ore la care se vizitează, există o rubrică prin care cel care a făcut ghidajul se trece acolo. Avem o rubrică de observații, să știm anumite lucruri pe care ei le pot percepe în mod direct de la vizitatori sau organizatorii de excursii. Poate un sfat, poate anumite lucruri care ne oferă nouă celor care facem parte din conducerea Palatului să luăm anumite decizii privind gestionarea și buna administrare. Mai mult decât atât, am reușit să facem anul trecut un lucru extraordinar, zic eu. Ne-am dorit foarte mult să facem un proiect cultural care să aducă în prim planul vizitatorilor specificul orașului Drobeta Turnu Severin și al întregului județ Mehedinți. Și în felul acesta, la magazinul de suveniruri, am
adus produse personalizate cu drobetatul Muselin, cu întreg județul Mehedinți, dar am reușit să facem așa o muncă de cercetare, documentare în teren și să identificăm meșteri populari, artizani, artiști, care pot să creeze ceva specific zonei noastre. Și în felul acesta să construim amintiri pentru vizitatori. Super, și își pun propria amprentă și în felul ăsta îi ajuta și pe acești mici întreprinzători locali să... Sigur că da, este un beneficiu pentru acești meșteri, dar este un beneficiu și pentru noi ca instituție de cultură. Pentru că noi oferim vizitatorilor produse personalizate și nu numai, chiar suveniruri utile făcute de meșteri și artizani din județul Care reprezintă zona. Care reprezintă sunt zona. Sunt superbe, credeți-mă. Fiecare sunt absolut superbe. Vizitator, dacă își cumpără o amintire de aici, o duce acasă, o arată prietenilor. Sunt mulți care își cumpără suveniruri pentru a le oferi cadou prietenilor sau rudelor când ajung acasă. Și mai mulți copii, de exemplu, cumpără câte un suvenir pentru mămici. Sunt extraordinar de drăguți. Și prețurile noastre sunt de producător, să zicem așa. Pe noi nu ne interesează profitul banilor, să spunem. Ne interesează, într-adevăr, creșterea veniturilor proprii ale instituției de cultură, dar ne interesează foarte mult să conectăm această componentă culturală a meșterilor, artizanilor și artiștilor. De exemplu, avem un artist plastic, Dan Robu-Gurbete, care pictează icoane. Sunt foarte căutate. Avem meșteri pe care i-am găsit în județul meu. Ei există, merg la târguri, nu au un business anume prin care ei... Oameni foarte talentați în zona asta, extraordinar de talentați. Sunt da, dar ei cumva supraviețuiesc din meșteșugul pe care l-au dobândit, l-au moștenit, să zicem așa, din familia lor. Dar sunt la mare căutare în ultima perioadă, tocmai datorită proiectelor culturale susținute de instituțiile de resort. Foarte, foarte frumos. Iacob Eduard Florin, salutări din Copenhaga, felicitări pentru emisiuni și succes în continuare. Bravo, Delia! Mulțumim foarte, foarte mult. De asemenea, o salutăm și pe Gabriela Poga și pe Denisa Manafu, pe Maria Cristina Firu, pe Diana Andreea Bădin, pe Mirela Roibu, pe Raluca Ușurelu și pe toți cei care ne sunt alături în acest moment și le mulțumim foarte mult că se află alături de noi. Vorbim acum de, și am vorbit foarte mult de cetatea medievală, frumoasa cetate medievală din Drobeta, Turnul Severin, dar și la Palatul Culturii, apropo de Palatul Culturii Teodor Băsescu, aveți spectacole în care aduceți actorii extraordinari de renume. Cu stagiunea, da. Noi avem spectacole și în regie proprie și contractate, dar și prin... varianta de punere la dispoziție a sării de spectacole conform hotărârilor de Consiliu Local, practic închiriem această seară pentru operatorii privați sau pentru alte teatre sau pentru cei care au colaborări cu Teatrul Național. La București sunt foarte multe spectacole pe care ai spus, sunt foarte mulți care poate nu ajung la București la Teatrul Național să le vadă, dar le pot vedea la Drobeta, Turnul Severin. Ori asta mi se pare fabulos. Același lucru spun și spectatorii. Noi suntem într-o echipă foarte frumoasă. Există un dispozitiv de sală la fiecare spectacol, referenți culturali, tehnicieni, cadre tehnice PSI, pompieri, pentru că noi avem un serviciu propriu de situații de urgență și funcționează într-o echipă foarte frumoasă. Referenții culturali interacționează cu spectatorii. Aceștia împărtășesc opinia despre piesele de teatru pe care le aducem sau alt gen de spectacole, muzicale, folclorice sau nu. Și feedback-ul acesta este important pentru ceea ce stabilim noi să contractăm sau să aducem ca și bun produs cultural la Drobeta, Turnul Severin, dar încă o dată spun că suntem și noi organizatori. Avem angajați care fac lucruri extraordinare. Am avut anul trecut în decembrie un spectacol care s-a numit The Queen. Și este organizat de Palatul Culturii cu angajați, cu coregrafii noștri balerini și colaboratori și inclusiv au fost cooptați copiii care sunt înscriși la cursurile de balet din cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu. Noi ne dorim foarte mult ca această instituție să fie un punct concentric al tuturor instituțiilor de cultură, de aceea avem parteneriate cu Biblioteca Județeană, cu Arhivele Naționale, cu Centrul Cultural, pentru că noi trebuie să colaborăm între instituțiile de cultură, nu sunt la concurență între ele.
Da? Deci instituțiile de cultură trebuie să-și dea mâna, să fie o echipă și să funcționeze în beneficiul consumatorilor culturali. Pentru că ai văzut-o și pe Cristina, fiul Cristina este director la Judecata Județeană. A fost invitată vineri și psihologa Adrian, de asemenea, foarte bun psiholog. Pregătim o expoziție de excepție cu fetele, așa zicem, fetele de la bibliotecă, pentru că ele au sediu central în Palatul Culturii Teodor Costescu, așa cum a lăsat cu limbă de moarte Teodor Costescu. Să fie bibliotecă și să beneficieze de spațiul în această clădire. Și vei vedea de ce zic asta, pentru că urmează să facem public programul de zilele Severinului și veți vedea că există lucruri frumoase, expoziții inedite în care Cristina, pentru că ea manageriază Biblioteca Județeană, a pus la dispoziție documente originale care au aparținut Societății Culturale Teatrul din orașul Drobeta Turnu Severin, înființată în 1921 la inițiativa lui Teodor Costescu, și multe, multe afișe, tablouri, bunuri care au aparținut lui Teodor Costescu sau Mariei Costescu, deoarece noi anul acesta facem 100 de ani de când a fost dată în folosință prima dată clădirea teatrului, în 1924. La mulți ani. Și vrem să arătăm tuturor că, în ciuda tuturor pieticilor, știi, când vrei să faci un lucru bun, toată lumea îți spune că nu se poate. Cam așa s-a întâmplat și cu Teodor Costescu, din toată documentarea pe care am reușit eu să o fac până la actuală. Am citit presa interperică de la vremea respectivă. M-am uitat pe afișe, m-am uitat pe dările de seamă ale Societății Teatru din Drobeta Turnu Severin, Turnu Severin, așa îi zicea societății, și am constatat că erau inclusiv ziariști care îl criticau, care spuneau în ziare, în perioada aceea că și antebelică, spuneau că este un proiect irealizabil, că niciodată această clădire impunătoare și mare, cum a avut-o Teodor Costescu, nu se va finaliza, că nu sunt bani, că este o cheltuială pe care o face fără să aibă o finalitate. Și uite, Cătălin, că astăzi Palatul Culturii Teodor Costescu există, că avem 100 de ani de când această clădire a fost inaugurată prima dată și că noi, din cei care suntem în Palatul Culturii, Consiliul Local, Primăria Drobeta Turnu Severin, trebuie să funcționăm ca un întreg. Avem nevoie de sprijinul Consiliului Local și de sprijinul domnului primar Marius Creciu, în primul rând, că este ordonator principal de credite, pentru ca activitățile culturale să fie o virtute în Drobeta Turnu Severin. Dacă înaintașii noștri au trecut prin furcile Caudine și au reușit să construiască un asemenea edificiu la Turnu Severin, dacă s-au descoperit ruinele cetății medievale, dacă alții au făcut lucruri mărețe, de ce noi nu ar trebui să valorificăm? Ce înseamnă să valorificăm? Nimeni nu vine la Drobeta Turnu Severin ca să vadă ziduri, clădiri goale. Da? Toată lumea vine să vadă proiecte culturale, să fie implicată în proiecte culturale. De altfel, noi, de exemplu, la Cetatea Medievală, încă de anul trecut, am inițiat în programul minimal proiectul Ser la Cetate. Am organizat în fiecare vineri evenimente culturale, spectacole care te transpun cumva în perioada aceea medievală, dar am organizat și cu proprii angajați diferite ateliere, flashmob-uri de nasuri medievale sau alte expoziții tematice. Am cunoscut o perioadă, o parte din, chiar înainte să văd, din actrițele și actorii minunați de aici. Apropo de oameni, că spuneai de artiști, că e spectacole proprii pe care le aveți, care fac o treabă foarte, foarte bună și sunt chiar, vedeam că înainte să vin spre biroul tău, chiar vorbeau despre ce proiecte urmează să ai. Și m-am bucurat să-i văd, oameni tineri, energici și puși pe treabă. Uneori nu ne ajunge timpul, pentru că suntem așa ambițioși și ne bucurăm și de sprijinul Consiliului Local și a Primăriei Drobeta Turnu Severin, în mod special domnul primar, ca ordonator de proiecte, domnul Marius Creciu, ne-a sprijinit în primar toate proiectele pe care noi le-am propus. Și am avut și rezultate foarte bune cu această instituție de cultură. Și cred că este timpul ca oamenii cu răspundere în Drobeta Turnu Severin și în județul Severin să conștientizeze faptul că valorificarea patrimoniului cultural, material sau imaterial, este extrem de importantă pentru a duce Drobeta Turnu Severin către un oraș cu adevărat dezvoltat din punct de vedere al turismului cultural. Este
un fundament al dezvoltării durabile, turismul cultural, mici afaceri se pot dezvolta, e foarte ușor să te plângi de locuri de muncă. Dar de altfel, există la bursa locurilor de muncă foarte multe posturi. De ce nu le vrea nimeni? Poate că sunt atât de atractive. Ok, este în regulă, dar putem să ne facem mici afaceri dacă devenim un oraș cu adevărat turistic și cultural. Eu cred că Drobeta Turnu-Severin a făcut pași importanți către acest drum. Eu, personal, ca și am crezut întotdeauna că are potențial de a deveni oraș turistic. Și eu, dacă faceți aminte, în 2020, dragi prieteni, când am făcut interviu live pe Facebook cu foarte mulți candidați, deci inclusiv cu domnul primar Marius Creciu, atunci asta era una din dorințele mele pe care le spuneam atunci public și am făcut și live-uri și în care spuneam, domne, e păcat, e atâta istorie, atâta cultură aici, e păcat să nu devină un oraș turistic. Și astăzi constat că după 4 ani, Drobeta Turnu-Severin nu că e pe drumul de a deveni un oraș turistic și foarte vizitat, este deja. Și voi vreți să fie și mai vizitat decât este acum. Și apropo de lucrul ăsta, Delia, tu mi-ai vorbit despre perioada grea de pe vremea lui Teodor Costescu și cât de greu l-a fost lor, dar eu știu că nici vouă, nici ție nu ți-a fost ușor și cu toate astea ai reușit și ați reușit pe echipă. Nimic nu este ușor, dar nici greu nu a fost, pentru că noi am beneficiat de sprijinul domnului primar, ca urmator principal de credit, de sprijinul întregului Consiliu Local, care a votat proiectele propuse de Palatul Culturii. Da, dar știi cum e, fără proiecte bune, degeaba te sprijină și Consiliul și primarul, că dacă nu ai proiect bun, nu poți să faci. Și tu ai dreptate. Să știi că am moștenit la managerul Sorin Vidan, care s-a stins din viață și care mi-a fost coleg de redacție, proiecte foarte bune. De exemplu, Dacoromanul, Festivalul Dacoroman și Festivalul Medieval s-au organizat încă din perioada lui, din 2016. Le-am continuat, le-am îmbunătățit, să zic așa, și cel mai mult am contribuit eu la promovarea lor. Pentru că, așa cum spui și tu, experiența din mass media m-a ajutat foarte mult într-o altfel de promovare, într-o comunicare demnă să ne atragă foarte mulți vizitatori, iar noi, cifrele pe care le dăm, să știi că le avem contabilizate. Numărul de vizitatori este strict contabilizat pe bilete, avem și intrări gratuite, de exemplu, copiii sub 7 ani au acces gratuit, persoanele cu dizabilități sau beneficiarii culturali când evenimentele noastre publice sunt cu acces gratuit la Cetatea Medievală a Severinului. Gabriela Poga, aș mulțumesc, felicitări tuturor, mulțumim foarte mult, Crăciunesc cu Alina, felicitări. Salutări tuturor, salutăm și pe Elisabeta Vrabete Doru Bârlan și pe Avram Alina, Nicoleta Pârjan sau Pârjan, Ionuț Iovanel, Mioara Copric, Viorica Cornea, Emilia Cococeanu și toți cei care ne sunt alături și vă mulțumim foarte, foarte mult pentru că sunteți alături, mine alături de noi aici la pe Facebook. Ticuța, Ticuța, felicitări, mulțumim foarte mult, salutăm de asemenea și pe Marian Gherghinescu, jurnalist Radio Galaxy TV și mulțumim că se află alături de noi. Pentru că am ajuns la final, sunt două lucruri la care țin foarte, foarte mult în încheiere. Unul, să-mi spui cum te-ai simțit aici alături de mine live pe Facebook, în direct de la Cetatea Medievală Drobeta Turnu-Severin, de aici din Drobeta Turnu-Severin. Și doi, care ar fi mesajul tău, Delia Râmnicianu, manager Palatul Culturii Teodor Costescu, Drobeta Turnu-Severin, mesajul tău pentru cei care ne privesc, dar înainte de a citi mesajul Deliei Mladen, care spune: felicitări, doamna Delia, stimă! Te rog! Mulțumesc foarte mult! Ca de obicei, emisiunile online cu tine sunt extraordinare și îmi oferă posibilitatea de a mă lăuda. Să știi că am avut în liceu o doamnă profesor de psihologie, logică și științe sociale, care spunea ceva că dacă nu știi să te lauzi singur, atunci cine dușmani? Și atunci eu i-am urmat așa povețele din perioada liceului. Tu ai cu ce și voi aveți cu ce. Dacă avem cu ce, poate mai bine. Nu am fost doar lângă tine în acest moment, ci lângă foarte mulți prieteni live. Unii dintre ei sunt chiar angajați ai Palatului Culturii Teodor Costescu. Îi salut și îmi mulțumesc că reușesc să fie o echipă frumoasă. Evident că avem și noi mici excepții, dar le gestionăm frumos și între noi și mergem înainte spre implementarea corectă și de bun augur a proiectelor culturale, mai cu seamă că unele sunt cu finanțare externă din partea Ministerului Culturii prin administrația Fondului Cultural Național. Vei vedea că inclusiv locul acesta
va beneficia de un proiect de excepție, unul care este axat pe noile media, cu ajutorul codurilor QR și cu telefonul, vizitatorii pot să acceseze informații prețioase, un video guide care îi ajută să se ghideze singuri în cetatea medievală și să descopere foarte multe lucruri frumoase despre cetate, despre istoria cetății, dar vom crea și un film artistic despre cetatea medievală a Severinului. Odată partea științifică, documentară și odată actori profesioniști, regizori profesioniști care au lucrat chiar la Buftea se vor ocupa de partea aceasta. Filmulețul acesta reușim să-l facem grație unui proiect cu finanțare externă. Așa cum spuneam, este finanțat de către AFCN, Administrația Fondului Cultural Național. De altfel, cred că anterior, în total, s-au depus peste 13 proiecte pentru cetate, pentru Castelul de Apă și pentru Teatrul Palatul Culturii Teodor Costescu. Pentru proiectul Două Scene, implementat în vara trecută, aproximativ 2 luni și jumătate, 16 tineri au urmat cursuri de teatru, au pus în scenă 2 piese de teatru, iar pentru acest proiect chiar am primit felicitări și multe, multe aplauze din partea celor care au evaluat proiectul și care au constatat câte lucruri frumoase am făcut în cadrul acestui proiect finanțat de ei. Foarte frumos. Și mesajul pentru... O salutăm prin Dora Mitrache. Înainte de mesaj, Gabriela Pocaș. La Palatul Culturii Teodor Costescu, la Cetatea Medievală, la Castelul de Apă, sunt evenimente culturale de excepție. Acest lucru se datorează domnului primar Marius Creciu, care sprijină necondiționat instituția și, desigur, doamnei manager. Sunt foarte multe lucruri care trebuie remarcate. Este însă prima dată când meșterii sunt tratați așa cum se cuvine și sunt sprijiniți la un asemenea nivel. Felicitări! Ramona Iovanel, care și mulțumesc că a distribuit acest live, felicitări! Zice Ramona Iovanel, Mihaela Răducan, felicitări! Diana Steană, felicitări! Și le mulțumim tuturor celor care ne urmăresc. Și acum, Delia, mesajul pentru cei care ne urmăresc. Îi îndemn pe toți să acceseze site-urile noastre și să apese acolo pe butonul like, share sau com pentru paginile noastre de pe Facebook, Palatul Culturii Teodor Costescu, Cetatea Medievală a Severinului, Souvenir Shop by Cetatea Medievală a Severinului, Castelul de Apă, Drobeta, Tronul Severin, pentru că noi fiecare proiect cultural îl postăm și ne place să fim așa și lăudați, dar și criticați. Și am datat secolul 21. Da. Cetatea e medievală, dar e digitală, ca să zicem așa, e digitalizată. Deci, uite, mai mult decât atât, să știi că noi ne-am raportat perioada actuală, în sensul că la noi se plătește cu cardul, da. Gestiunea noastră este automatizată. Avem 3 magazine, 2 la Cetatea Medievală, 1 la Castelul de Apă, de suveniruri utile și personalizate și totul este absolut automatizat cu cititor de card. În aceste zile fetele noastre lucrează la codurile de bare pentru ca totul să fie facilitat. În magazinul nostru intri ca într-un supermarket și îți alegi de acolo produsele, le poți palpa, le poți vedea, le studiezi și cu prețurile și cu meșterul, fiecare produs poartă eticheta meșterului popular care l-a confecționat, iar pe acea etichetă este trecut deopotrivă numele meșterului, zona din care provine, comuna din care provine, județul Mehedinți și Cetatea Medievală a Severinului, cu numărul de telefon al Cetății Medievale a Severinului. În caz că acel suvenir ajunge la un prieten al vizitatorului care l-a luat din magazin, care și l-a cumpărat, să știe că suntem aici și că ne poate contacta la un număr de telefon sau pot să acceseze pe Google sau site-urile noastre, Palatul Culturii, Turnul Severin și castelul de apă.com, unde avem proiectele cetății și proiectele castelului. Și acest lucru subliminal sau nu este direct este o foarte bună metodă de promovare, pentru că dacă cineva oferă, se uită automat unde și eu văd ce frumos e, poate mă duc și eu acolo. Să știi că foarte tare idee. Foarte tare. Pe care le-am urmat. Super. La Institutul Național de Cercetare și Formare Culturală. Și e promovarea și artistului, al meșterului, a zonei. Și obiectivului. Obiectivului, de
practic 3 în 1. Că dacă rămâi aproape de noi, în curând, și când spun în curând, foarte, foarte, foarte repede, vom inaugura magazinul de artizanat, unde găsiți produse meșteșugărești, autentice, făcute de meșterii din județul Mehedinți, dar și de meșterii din, să zicem așa, întreaga Oltenie. Pentru că noi am reușit să facem această cercetare documentară. Și de la Dolj, Gorj, da, Vâlcea. Dolj, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Olt, de exemplu, de la Olt, celebrul Ionel Cococi, care este tezaurul uman viu și care este, cred că, ultimul meșter de ceramică de vădastra, ceramica aceea neagră, decorată cu alb, ne oferă și nouă produse și noi le putem oferi publicului. Ceramica noastră de Șișești, din județul Mehedinți, este prezentă în magazinele noastre de suveniruri. Vădastra, Vlădești de la Vâlcea, Casa Pătru, Giubega, iarăși este un meșter celebru care este declarat tezaur uman viu de către Ministerul Culturii, cu ceramica de Horezu, prezentă și la noi în magazin, și multe alte lucruri frumoase. Să zicem așa, de la Ponoare, Iulia, atelier Casailor, ne aduce costume populare autentice, cu modele din zona de nord a Mehedințiului. De altfel, Oana Pârvan, atelierul Acul și Ața, este de asemenea într-o colaborare cu Cetatea Medievală și Palatul Culturii și aduce din zona de nord icusute manual de către femeile de la munte, și acest lucru este extrem de frumos și impresionant. Și vreau să spun că vânzările au depășit așteptările noastre. Mai mult decât atât, sunt severineni care vin în magazine special pentru a cumpăra un cadou și a-l oferi unei persoane. Deci, acum, înainte de Paști, oamenii au venit să cumpere suveniruri personalizate, spun că merg în străinătate, se duc în concedii, la rude și prieteni în afara țării, și că vor să le ofer ceva legat de drogheta într-un severin sau de județul Mehedinți, personalizat sau autentic. Ceea ce pe noi ne bucură înseamnă că scopul nostru, vis-a-vis de acest proiect cultural, de a conecta vizitatorii și beneficiarii culturali cu meșteri, cu artizanii și artiștii, este unul scontat. Felicitări, Delia, și felicitări tuturor întregii echipe de la Palatul Culturii, Teodor Costescu, de aici, în Drogheta Tumăseveni, Gabriel Doru, care mulțumesc că a și distribuit acest live, ne spune și el felicitări. Vă mulțumim tuturor, Mirabela Corcodel, Andrei F. Bădescu, toți cei care ne-ați fost alături și ne sunteți alături live pe Facebook. O să urc acest live mai târziu și pe canalul meu de YouTube, Cătălin Ionțene, vă invit să vă abonați și să mă urmăriți și acolo. Mulțumesc mult, Delia Arnicianu, și mult succes în tot ceea ce îți propui. Mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de mine, alături de noi aici live pe Facebook, în direct de la Cetatea Medievală din Drobeta, Turnul Severin. Să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor, până la live-ul următor. Eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun totdeauna adevărul.